Inima rebelă, episodul 18, Neslihan vrea să divorțeze de Serhan datorită jocului pus la cale de Yaman, toate scenariile de victimizare ale lui Serhan devin inutile. Acum, Serhan este forțat să își calculeze ultimele mișcări agresive pentru a o păstra pe Neslihan lângă el. În fața lui Neslihan se deschid două opțiuni, fie să se supună șantajului final pe care îl impune Serhan, fie să lupte cu ajutorul lui Yaman, ieșind din colțul în care a fost împinsă. Guven este pus într-o situație dificilă față de familia lui, care află din presă că el mai are un fiu. Șebnem și Metin află că Alaz a fost cel care a încercat să-i ucidă pe Yaman și pe Ruia, iar Serhan a încercat să ascundă acest adevăr pentru a-și proteja fiul, ceea ce schimbă complet lucrurile pentru ei. Șebnem începe să pună la îndoială toate deciziile pe care le-a luat până acum. Ruia observă că, în sfârșit, părinții ei au creat o legătură autentică. Dragostea dintre Alaz și Asi, alimentată de ură, crește fără ca ei să-și dea seama. După ce l-a rănit pe Alaz, tânăra îl duce acasă la Guven. Alaz nu vrea să spună cine l-a rănit și insistă să nu fie dus la spital. Guven își dă seama că pe Asi o protejează și îl tratează acasă, apoi îl cheamă pe Serhan după el, Asi suferă după ce Alaz i a spus că a folosit-o și petrece o noapte friguroasă pe plajă, plângând. Cesur și Yaman o găsesc cu febră mare și aproape inconștientă. Alaz află că este bolnavă și merge să o vadă când băieții nu sunt acasă. Guven vrea să-l ducă pe Yaman cu el în Elveția, pentru că nu este în siguranță lângă Serhan și Alaz. Yaman nu vrea să plece și să le lase singure pe mama și surorile lui. După ce și-a pierdut soția, reputația și postul de la spital, Serhan își pierde controlul când în presă apare o știre despre Neslihan și Guven, care au fost surprinși singuri la restaurant. Alaz îl anunță pe Yaman că Serhan și-a luat arma și a plecat să l împuște pe Guven. Amândoi frații merg să îl oprească. Guven, care era plecat în oraș, ajunge mai târziu acasă și îl găsește pe Eșref împușcat în casa lui. Yaman sosește și el imediat după aceea și îl găsește pe guven întins jos lângă eșref, buimăcit, dezmeticindu-se și având pistolul în mână. La puțin timp ajunge poliția și amândoi sunt arestați. Yaman nu se îndoiește că Serhania i-a înscenat asta lui guven.